Dragi prieteni ai istoriei, vă invit să ne reamintim astăzi un fenomen inedit în care politica și poezia s-au împletit într-un mod aparte. Cel despre care vom vorbi astăzi reprezintă unul dintre cele mai delicate subiecte ale trecutului nostru recent. Pe de o parte, el este criticat de majoritatea istoricilor comunismului, iar pe de altă parte, el rămâne un subiect de nostalgie pentru foarte mulți români. Așadar, în episodul de astăzi, vă invit să mergem în spatele scenei celui care a fost Cenacul Flacăra din România anilor 70 și 80. Ca foarte mulți tineri din generația mea, în anii 80 și eu am mers la câteva spectacole ale Cenacului Flacăra, atunci când ele ajungeau în orașul meu natal, Craiova. Trebuie să spun că nimeni din organizația de pionieri sau de uteciști nu ne obliga să mergem acolo. Dimpotrivă, era o mare provocare să faci rost de un bilet la un astfel de spectacol. Stadioanele se umpleau ca prin farmec, ca la un meci cu miză mare. Cenacul Flacăra a luat naștere în luna septembrie a anului 1973, pe când Adrian Păunescu, un poet entuziast de 30 de ani, tocmai fusese numit la conducerea revistei săptămânale Flacăra. La început, spectacolele Cenaclului Flacăra aveau loc la Teatrul Ion Creangă din București. Dar, în câțiva ani, această sală de teatru a devenit neîncăpătoare pentru uriașa explozie de energie care se descătușa în spectacole. Vreme de 12 ani, din 1973 și până în 1985, Cenacul Flacăra a crescut constant până la a ajunge o manifestație itinerantă care a străbătut țara cu sute de spectacole în cele mai neașteptate locuri, de la case de cultură la teatre, de la locuri istorice la stadioane. Epoca de apogeu a Cenacului Flacăra a constituit o perioadă de la sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80. Unii dintre cei mai cunoscuți artiști ai acelei generații, de la Florian Pitiș la Mircea Vintilă sau la formația Iris, de la Anda Călugăreanu la Doru Stănculescu, de la Dan Andrei Aldea la Valeriu Sterian, de la Vasile Șeicaru la Ștefan Hrușcă, toți aceștia au urcat pe scena Cenaclului, apărând în fața tinerilor care îi așteptau. La sfârșitul anilor 70, Cenacul Flacăra devenise unul dintre cele mai profitabile spectacole care se puteau organiza în România. Și mulți secretari de partid se zbăteau să aducă Cenaclul în județul lor. Din câte mi-aduc aminte, spectacolele Cenaclului Flacăra cuprindeau unele idei politice și deseori vorbeau laudativ despre Nicolae Ceaușescu. Dar în mai mare măsură, spectacolele vorbeau despre iubire sau despre păcat, despre femeie și bărbat, despre patrie și despre istorie. Mulți istorici spun că Cenacul Flacăra a fost un spectacol propagandistic. Această caracterizare este doar pe jumătate adevărată, pentru că în egală măsură, Cenacul Flacăra vorbea și despre setea de libertate. În sesiunile Cenacului Flacăra, structura unui spectacol avea la bază poezia și muzica. Unele versuri erau dedicate într-adevăr lui Nicolae Ceaușescu, dar altele vorbeau despre mistrețul cu colț de argint al lui Ștefan Augustin Doinaș, despre moartea căprioarei a lui Nicolae Labiș, despre fantasmele poetului persan Omar Khayyam sau despre angoasele existențiale ale poetului rus Serghei Esenin. Într-o vreme în care în România veneau tot mai puține dintre marile glorii ale muzicii pop sau rock străine, Cenacul Flacăra reprezenta o compensație pentru izolarea crescândă a României. În total, Cenacul Flacăra a susținut 1615 spectacole, ultimul fiind un spectacol din iunie 1985, când pe stadionul din Ploiești s-a produs o busculadă cu prilejul unei furtuni. Sub acest pretext, Cenacul Flacăra a fost suspendat. Chiar dacă vorbea deseori despre Nicolae Ceaușescu, Adrian Păunescu și spectacolul său deveniseră incomozi pentru regim. Pentru un istoric nu este ușor să analizeze Cenacul Flacăra, pentru că acest gen de manifestare a fost ceva unic în istoria contemporană a României. Paradoxal sau nu, aceste manifestări s-au dezvoltat mai ales după lansarea tezelor ideologice ale lui Nicolae Ceaușescu din anul 1971. Unii spun că Cenaclul a fost o școală de îndoctrinare,
iar alții spun că cenaclul vorbea mai mult despre dragoste sau despre libertate. Am fost de față la momentul în care, într-o seară de la începutul anilor 80, câțiva tineri au sărit gardul ce despărțea stadionul de tribune și, purtând un tricolor în mână, au înaintat către scena pe care se afla Adrian Păunescu și cenaclul său. Milițienii au încercat să-i oprească pe tineri, iar atunci Adrian Păunescu a început să strige la microfon. Nu e treaba miliției să pună mâna pe tricolor și să-i oprească pe tinerii României. Morala poveștii noastre este că Adrian Păunescu și cenacul Flacăra vor fi mai bine judecați într-o Românie mai calmă. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste pentru oamenii inteligenți.